Starea de alertă se menține în continuare. Inspectoratul Teritorial de Muncă din Mehedinți formulează recomandări orientative atât angajatorilor cât și angajaților. Prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 12 februarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a fost publicată în Monitorul Oficial. Restricțiile au rămas aceleași inclusiv pentru angajatori și angajați. În ceea ce privește ca acțiune de conștientizare, întrucât, după cum știți, starea de alertă se menține în continuare, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Mehedinți, formulează recomandări orientative atât angajatorilor pentru aplicarea legislației care reglementează stabilirea unor programe individualizate de muncă, munca la domiciliu și munca în regim de telemuncă. Potrivit legii numărul 55/2020, privind unele măsuri de prevenire și combatere a pandemiei de COVID-19, pe durata stării de alertă, prin derogare de la prevederile articolului 111, aliniatul 1 din legea numărul 53/2003, adică Codul Muncii republicată cu modificările și completările ulterioare, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de unitate administrativă teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați, vor organiza programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă respectiv să termine activitatea la o diferență de cel mult o oră. De asemenea, pe durata stării de alertă, angajatorii pot dispune în continuare în organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă.